Frica. Cu toții, probabil, la un moment dat ne-am confruntat cu frică, nu-i așa? De ceva anume ne-a fost teamă la un moment dat. Însă, în seara aceasta, aș vrea să vorbesc despre două tipuri de frică, dar cu precădere despre frica de Domnul. Frica de Dumnezeu. Cred că mulți nu înțeleg ce înseamnă cu adevărat să-ți fie frică de Dumnezeu. Nu voi vorbi despre frica naturală. Știți că există în viața noastră, de la Dumnezeu lăsată, o frică naturală care să ne ajute și să ne protejeze. Spre exemplu, dau un exemplu de o frică naturală nepăcătoasă, care nu ne afectează în mod direct viața spirituală. Este, spre exemplu, un nou născut, un și un bebeluș, așa cum aveți mulți pe aici prin biserică, îi este frică în mod natural de două lucruri, zgomote puternice și senzația de cădere. Aici nu este o problemă, este ceva lăsat de Dumnezeu. Pe măsură ce creștem și înaintăm în viață, vin și alte frici naturale, cum ar fi. De exemplu, știți acel tren, roller coaster. Mie mi-e foarte frică să mă dau. Îmi vine rău, nu știu, nu, nu aș putea niciodată, soția mereu râde de mine. Mi-aduc aminte că am fost undeva pe aici, pe la mol și m-am dus la chestii mai virtuale, știți, nu? Doamne, vă spun, îmi venea rău acolo, țipam. Deci e ceva care nu e neapărat din partea celui rău, ci e o frică naturală, e noi și altceva. Spre exemplu, n-aș putea să mă duc la grădina zoologică și să intru într-o cușcă cu un leu. Frate, mulți au făcut chestia asta prin, prin Africa și au pățit-o. Ei s-au crezut Daniel. Stai mă, frate, că Daniel n-a vrut să se ducă în groapa cu lei. A fost aruncat. El nu și-a dorit să se ducă acolo ca să-l ispitească pe Dumnezeu. Dar avem, avem anumite frici naturale în noi pentru protecția noastră pe care Dumnezeu l-a lăsat. Și îi mulțumim pentru asta. Însă în seara aceasta voi vorbi, așa cum am spus, despre frica care vine de la diavol și frica de Domnul. Diavolul are o armă puternică, să știți, împotriva noastră a oamenilor, dar mai ales a credincioșilor. Știu și vă spun, și nu dau un nume neapărat, din foarte multe mărturisiri pe care frații și surorile le-au făcut la mine, am constatat că mulți se confruntă cu frică, diferite tipuri de frică. Și aș vrea în această seară să fie o seară a eliberării, o seară în care Duhul Sfânt lucrează în dreptul dumneavoastră. Eu știu un lucru, dragii mei, atunci când îți deschizi inima, atunci când strici spre Dumnezeu, atunci când ai credință și roși pe Domnul să te elibereze de orice formă de frică, credeți-mă că El lucrează, Dumnezeu lucrează. Și avem atâtea mărturii glorificate să fie Domnul. Diavolul are mai multe tactici, să zic așa. Există o, și o frică demonică, cu care foarte mulți, așa cum am spus, te confruntă. Frica demonică vine de la satana, bineînțeles, nu de la Dumnezeu. Frica demonică are, are, scop. Are scopul de a ne împiedica să ascultăm de poruncile lui Dumnezeu și de Dumnezeu. Și frica de Domnul, bineînțeles, are scop să ne facă să fim chinuiți. Și eu nu-mi doresc asta pentru noi ca și creștini. Dumnezeu să ne ajute să depistăm atunci când diavolul vine cu aceste, aceste tipuri de frică. Cuvântul Domnului ne spune astfel, și aș vrea să punem primul verset, 2 Timotei 1 cu 7, apostolul Pavel îi scrie lui Timotei și îi spune așa, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duc de frică sau timiditate, spune o altă traducere, ci de putere, de dragoste și de chipzuință, de înțelepciune, de stăpânire de sine. Deci Dumnezeu niciodată nu trimite în viața ta duc de frică. Singura frică pe care Dumnezeu o permite în viața unui credincios și a unui om este frica de el. Glorificați-i fie numele. Și mă rog, așa cum spune și Apostolul Iubirii, Apostolul Ioan, în dragoste nu este frică. Adică, dragoste, Dumnezeu este dragoste, în Dumnezeu nu are cum să fie frică, dragii mei. Și mă rog, pentru noi toți, în inima noastră să fie doar o singură frică, frica de Dumnezeu. Frica poate fi lucrarea unui Duh rău. Frica poate fi rezultatul unor păcate pe care noi le-am făcut cu voia sau fără voia noastră. Frica vine și intră în viața unui om prin traume, prin abuz. Dumnezeu să ne dea putere în sensul acesta, să nu permitem, indiferent prin ce trecem, să nu permitem fricii să ne acapareze viața și inima. Frica poate fi consecința unor îngrijorări sau gânduri și imaginații care să ne acapareze. E foarte viclean diavolul, vă spun de câte ori nu a venit la mintea mea, cu tot felul de gânduri, nu-mi venea să cred, deși eram întors la Dumnezeu de ceva ani, deși experimentaze prezența Domnului, puterea Domnului, Dumnezeu îmi dăduse daruri spirituale, totuși diavolul venea cu tot felul de gânduri, îngrijorări, tot felul de, de pla planul pe care el le-a făcut împotriva mea. Dar prin Duhul Sfânt l-am depistat și numele lui Isus m-am ridicat și eu am poruncit diavolului să plece și a plecat. Așa cum Domnul ne învață prin cuvântul său, supuneți-vă lui Dumnezeu, deci în primul rând trebuie să ascult de Dumnezeu, apoi mă împotrivesc diavolului și doar așa el va fugi. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare și să ne dea putere. Tactica vrăjmașului este să semene gânduri negative, de frică, de îngrijorare, de îndoială, acolo unde el vede că nu există și ce? Cuvântul Domnului. Unde nu ne hrănim când nu ne hrănim cu cuvântul Domnului, să știți că diavolul are o portiță deschisă. Știți că data trecută am predicat despre citirea Scripturii, meditarea la cuvântul Domnului și, bineînțeles, împlinirea cuvântului. Dumnezeu să ne ajute să iubim Biblia. Doar așa îl putem birui pe diavol. Frica ne imobilizează, ne scoate de pe terenul, terenul credinței. Frica blochează credința ne scoate și împiedică rugăciunile pe care noi le înălțăm înaintea lui Dumnezeu. Frica ne paralizează, ne distruge fizic și spiritual. Ați văzut oameni care au fost distruși fizic din cauza fricilor? Îmi aduc aminte și n-am cum să uit o lucrare pe care Dumnezeu a făcut-o în dreptul unei persoane din Biserica noastră era efectiv acaparată, sau mai bine zis, posedată de un duc de frică, cum nu, rar mi-a fost dat să văd. Și Dumnezeu, în dragostea lui cea mare, a eliberat-o pe această persoană și este în mijlocul nostru. Dumnezeu să fie lăudat. Așadar, vreau să vă spun că diavolul e foarte viclean, trebuie să fim atenți, dragii mei. Frica înseamnă lipsa credinței. Atunci când se frică de diavol, de diferite situații, bineînțeles, vorbesc de frica care vine de la diavol, atunci când ți -e frică, clar că nu mai ai credință. Clar că nu te încrezi în Dumnezeu că poate să-ți dea putere asupra fricii. Frica ne separă de Dumnezeu. Frica este izvorul multor rele. Știți bine, sinucidere, corupție, din frică. Mulți se, se uh, sinucid, de ce? Din frică. Uh, chiar mi-aduc aminte și de la mine din oraș, mi-aduc aminte de o persoană care juca la aparate, la păcănele și au venit recuperatorii să... I ceară bineînțeles, știți cum se procedează. Această persoană s-a sinucis. De ce s-a sinucis? Din cauza fricii. Diavolul, de asemenea, a făcut un plan, mărșav împotriva surorii mele, care încă nu s-a întors la Dumnezeu, dar ne rugăm pentru ea. Sora mea, acum un an și ceva, nu știu dacă dumneavoastră vă aduceți aminte, ne-am rugat pentru ea, a venit și aici la biserică, a încercat să se sinucidă, tot din cauza fricii. Nimeni nu o iubește, tu nu vezi și a băgat un duc de frică în ea. Și numai rugăciunile noastre i-a dat biruință. Nu știu cum în dragostea lui cea mare Dumnezeu a ascultat și n-a lăsat-o să-și ducă planul acesta la bun sfârșit. Domnul să-l pe diavol. Frica ne face să ne îndoim de Biblie, de, promisiunile lui Dumnezeu. Frica ne blochează accesul la fericire. Ne controlează, ne biruiește. Frica are putere atunci când o credem, atenție, și îi acordăm atenție. Dacă nu o credem și nu o primim, frica își pierde puterea. De aceea, Biblia spune în Apocalipsa 21 cu 8, și să vedeți ce e interesant, spune cuvântul Domnului, dar cât despre fricoși, necredincioși, scârboși, ucigași, curvari, vrăjitori, închinători la idol și toți mincinoșii, partea lor este în iazul care arde cu foc și cu puceasă, adică moartea a doua. Vedeți cu ce începe? Cu fricoșii. Fricoșii vor fi primii care vor fi aruncați în iad. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a dat atât de mare putere încât noi putem să-L biruim pe diavol. Spune Scriptura, iată, v-am dat putere peste toată puterea și nimic nu vă poate vătăma. În ce sens nu ne poate vătăma? Că mulți zic, da, frate, dar sunt mulți care sunt prigoniți. Aici vorbește în sens spiritual. El nu are nicio putere asupra mea, asupra vieții mele spirituale, atâta timp cât eu mă încred în Domnul și cred promisiunea lui Dumnezeu, lăuda să-i fie numele în veci. Dragii mei, oricât de mare ar fi frica în viața dumneavoastră, vreau să vă spun un lucru. Ea a fost biruită, știți de cine? De Iisus Hristos glorificat să-i fie numele. Prin jerfa sa, prin moartea și învierea sa, Hristos l-a biruit pe diavol. Și diavolul este învins. Noi, avem, noi nu avem de luptat cu un om care, cu un, cu un diavol atât de puternic încât el mai are de trăit, mai are de, nu știu... El are sentința deja dată. Iadul este pentru el și pentru demonii lui. Și vreau să vă spun că, dacă noi ne încredem în Isus Hristos, diavolul nu are nicio putere asupra noastră, glorificat să fie Domnul. Îmi aduc aminte, în urmă cu vreo doi ani și jumătate, stăteam de vorbă cu un prieten al meu la un suc, el necreștin, bineînțeles, creștin nepracticant, să zic așa, cum am fost și eu, dar îi mulțumesc Domnului că s-a atins de mine. Și discutam cu el și îmi zice la un moment dat: "Mie nu mi-e teamă de nimeni decât de Dumnezeu." Și zic: "Da?" Și am pus o întrebare. Și cum se manifestă frica ta de Dumnezeu în viața ta? Ah, stai că mai prins. Cum se manifestă? Cum adică ți-e frică de Dumnezeu? Că el bea, el înjură, drăcuie. Știți ce e interesant? Și haideți să citim un verset din Scriptură. Isaia 29 cu 13 și vreau să vă spun că în România, în această țară pe care noi o iubim și pentru care ne rugăm, frica de Domnul nu există din păcate. Domnul zice, când se apropie de mine poporul acesta, mă cinstește cu gura și cu buzele, dar inima lui este departe de mine și frica pe care o are de mine nu este decât o învățătură de datină omenească. Vedeți, dragii mei, frică când zici că ai teamă de Dumnezeu, când zici că ai frică de Dumnezeu, trebuie să se vadă în viața ta și vom vedea în cele ce urmează ce înseamnă frica de Domnul. V-a spus vreodată întrebarea aceasta? Stai puțin, de ce de atâtea ori spune în Scriptură temete de Domnul, frica de Domnul, cel care se teme de Domnul va fi protejat de Dumnezeu? Și de unde m-am inspirat cu acest mesaj, încă de pe vremea de când eu m-am întors la Dumnezeu, m-a impactat așa în inimă. Și vreau să citesc acest pasaj, Isaia 11, de la versetul 1 până la versetul 3 inclusiv. Și a fost o profeție acestui om al lui Dumnezeu, Isaia. Spune cuvântul Domnului astfel. Apoi, o draslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el. Duc de înțelepciune și de pricepere. Duc de sfat și de tărie. Duc de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul. Nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărâ după cele auzite. Întrebare. De ce plăcerea Domnului Isus Hristos a fost frica de Domnul? De ce spune Scriptura? Plăcerea Lui va fi frica de Domnul. Eu prima oară, vă spun sincer, când am citit Isaia 11, când am ajuns la Vechiul Testament, da? Când am citit Isaia 11 am zis, cum adică plăcerea lui va fi frica de Domnul? Deci plăcerea Domnului Isus Hristos nu a fost să predice, nu a fost să vindece, nu a fost să elibereze, nu a fost să, nu știu, să facă minuni. Nu a, fost, nu a fost asta plăcerea lui. Plăcerea lui a fost frica de Domnul. Wow, cât de interesant pentru mine. Nu știu, ați citit cu atenție acest verset și am rămas răpun în inimă cât de mare este Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră frica de Domnul, adevărată frică de Domnul, o putem înțelege doar prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. De aceea acest prieten al meu, el doar a spus de pe buze așa. Mie nu mi-e frică de niciun om, doar de Dumnezeu mi-e frică. Și am stat și m-am gândit, oare cât nu spun același lucru? De aceea suntem noi care citim din Scriptură, care îl cunoaștem pe Dumnezeu. Suntem noi care să le spunem, măi frate, frica de Domnul e diferită de frica pe care tu spui că o ai față de El. Dumnezeu să fie glorificat. Salmul 34,11 zice, veniți fiilor și ascultați-mă că își voi învăța frica de Domnul. Deci frica de Domnul trebuie să o învățăm. Trebuie să o învățăm și de unde putem să o învățăm decât din această carte minunată care se numește Biblie. Glorificat să fie Domnul pentru cuvântul său. Frica de Domnul înseamnă reverență, respect, venerație, zmerenie absolută, o onoare sfântă față de Dumnezeul cel sfânt, cel atotputernic cel ce are ochii ca para focului, cel ce este alfa și omega, cel ce l-a pe diavol, cel ce într-o zi se va întoarce, cel ce ne-a pregătit un loc în cer. Și asta e, acesta este Isus Hristos, Domnul nostru, glorificat să-i fie numele. Aplauze pentru El și gloria să-L împodovească. Domnul Isus Hristos ne spune și de fapt în, în versetele pe care le-am citit, nu știu dacă ați observat, Bune câte două, duc de înțelepciune și de pricepere, duc de sfat de tărie, duc de cunoștință și de frică de Domnul. Deci, ca eu să am frică de Domnul, trebuie să-l cunosc. Trebuie să-i cunosc caracterul, atributele lui Dumnezeu, care sunt. Mulți spun Dumnezeu e dragoste și punct fals. Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este bun, îndelung răbdător, milostiv, iertător. Da el l-a trimis pe Iisus Hristos, în dragostea lui cea mare. Dumnezeu ne-a arătat iubirea față de noi și într-o bună zi l-a trimis pe fiul său, pe singurul său fiu. Și cuvântul Domnului ne învață și știți bine versetul de aur din Biblie pe care tot timpul îl spunem celor din lume: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea ca a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară ci să aibă viață veșnică. Deci Dumnezeu a făcut totul pentru noi, dragii mei. Dar nu trebuie să uităm că acest Dumnezeu este de trei ori sfânt. Acest Dumnezeu a creat cerul și pământul și cu acest Dumnezeu nu ne putem juca. De când m-am pocăit, vă spun un lucru. Din ziua în care eu m-am întors la Dumnezeu, din momentul în care am ieșit din apa botezului, mi-am dat seama că am de a face cu un Dumnezeu sfânt și eu cu El nu mă pot juca. Eu cu El nu pot să negociez. Da, este, e, e atât de bun Domnul meu și îl iubesc din toată inima mea, dar trebuie să-i acord toată cinstea și toată slava. Și să mă plec la picioarele lui Sfinte, glorificat să-i fie Domnul. Apostolul Ioan, apostolul iubirii, spune, despre el vorbește acolo în cartea Ioan, Evanghelia după Ioan, spune că ucenicul care stătea la pieptul lui Isus, ucenicul care îl iubea pe Isus era Ioan. Același ucenic, în cartea Apocalipsa, spune că atunci când l-a văzut pe Isus Hristos în slavă, și ce s-a întâmplat cu el? A căzut ca mor la picioarele lui. Pentru că în slava lui Dumnezeu, nimeni nu poate să stea în fața mielului. Nimeni nu poate să stea în fața lui Dumnezeu dacă sângele lui Isus Hristos nu este peste noi. O, Doamne, ai milă de noi! Vreau să înțelegem, -ă, frații mei și prieteni care ați venit în locul acesta. Dumnezeu, da, te iubește. Dumnezeu mă iubește. Dar Dumnezeu și ce cere. Ascultare, respect, cinste, reverență, zmerenie, și doar așa vei putea să înțelegi frica de Domnul. Dumnezeu să ne ajute. Cuvântul Domnului spune, în Evrei 10 cu 31, grozav lucru este ca să cazi în mâinile Dumnezeu celui viu. O, Isus, ai mile de noi. Atributele lui Dumnezeu, așa cum am spus, sunt multe. Dragoste, iubire, iertare, pace, bunătate, îndelungă răbdare, protecție, însă este dreptate, sfințenie și judecată. Este foarte puțină teamă de Dumnezeu în zilele noastre și chiar în biserică am observat lucrul acesta. Foarte mare ușurință luăm pocăința, tratăm pocăința. O soră, atunci când eu m-am întors la Dumnezeu, mai în vârstă, din cartier de acolo, mi-a zis, frate Daniel, vino să ți zic ceva, ascultă-mă bine, cu Dumnezeu nu te joci. Măi băiatule, să nu crezi că faci tu cu Dumnezeu cum ai făcut pe aici pe afară cu băieții în 30 de ani ai tăi. O ori ești serios cu Dumnezeu, ori Dumnezeu se va judeca cu tine și e vai și amar de tine. Și am zis, Sorageta, simt că mi-a vorbit direct Domnul. Tremuram acolo. Tremuram, vă spun sincer. Și dacă ceva în momentul acesta m-a făcut să nu cadă la credință, m-a făcut să rămân pe calea lui Dumnezeu și și-a fost frica de Dumnezeu. Glorificat să fie numele Domnului Isus Hristos. Haideți să vă spun că de mare este Domnul și că de înfricoșat ești tu, Doamne, cine poate să stea împotriva dacă când îți izbucnește mânia, spune salmistul. Un verset pe care eu personal l-am luat așa ca pentru mine, aș vrea să-l să punem, se găsește în Proverbe 8 cu 13. Frica de Domnul este urârea răului, trufia și mândria... Purtarea rea și gura mincinoasă, iată ce urăsc eu. Frica de Domnul este urârea păcatului. Vedeți, noi ne întoarcem la Dumnezeu și știm că El ne iubește și știm că El este cu noi, dar El ne cere ceva. Ne cere să urâm păcatul. Vreau să vă zic ceva, dragii mei. Dacă noi nu urâm păcatul, dacă noi nu urâm nelegiuirea, vreau să zic că diavolul are o mare portiță deschisă asupra noastră. Îmi aduc aminte și îi mulțumesc lui Dumnezeu ori de câte ori am simțit că Duhul Sfânt îmi vorbește atunci când am greșit înaintea Domnului, n-am lăsat timp să treacă. Și și am făcut? Imediat am mers și m-am pocăit înaintea Domnului. Diavolul are un plan. Să nu-ți ceri iertare înaintea Domnului ca să nu propășești. Să nu-ți ceri iertare, ci să rămâi cu păcatul în tine. Și după acest păcat să vină și alt păcat, și alt păcat, da, am greșit, am greșit, am greșit cum nu credeam că o să o fac, pentru că știu de ce am greșit. Vă și zic de ce am greșit. M-am bazat mai mult pe mine, pe puterea mea și nu m-am bazat pe puterea Domnului. Și am, găsit, am greșit într-un mod în care eu nu credeam că o să o fac. Nu a fost ceva foarte grav, dar am păcătuit înaintea Domnului. Trei ore am plâns. Doamne! Doamne, cum am putut să fac lucrul acesta împotriva Ta? Cum, Iisuse, Tu în dragostea Ta cea mare mi-ai dat daruri, Ți -am, ți am simțit prezența, ți-am simțit puterea, am văzut cum tu mă folosești și totuși am greșit. Și Domnul mi-a zis: "Te-ai bazat pe tine și pe puterea ta. De aceea am permis. Am permis, adică s-a retras Domnul puțin cu harul Lui, s-a retras puțin și în momentul când Domnul s-a retras, a venit tot iadul împotriva mea. Deci eram atacat la nivelul minții, nu mai făceam față, vă spun sincer. Nu mai făceam față. Și Dumnezeu a permis ca eu să îmi dau seama că despărți de El. Nu pot face nimic din punct de vedere spiritual. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos și um, autorul călții evrei spune astfel: Evrei, capitolul 1, versetul 9. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un de bucurie mai presus decât pe tovară și tăi. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. Dumnezeu să ne ajute să urâm păcatul. Dumnezeu să ne ajute să depistăm atunci când noi păcătuim sau greșim înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, Dumnezeu, da, într-adevăr, ne spune Scriptura că Domnul Iisus Hristos mijlocește pentru noi la dreapta Tatălui. Și ori de câte ori simțim că am greșit. El în dragostea lui cea mare ne așteaptă. Hai fiule, nu, nu, fă cum a făcut Eva și cu Adam, stau ascuns atunci când au păcătuit, ci vino la mine. Vino la mine ca să te iert. Vino la mine ca să văr sângele meu peste tine, ca să fii curățit, ca să te pot folosi din nou. Asta este cheia, dragii mei. asta este, asta este voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Mulți dintre cei cu care am discutat, din păcate, au căzut în anumite păcate, și în loc să vină să se mărturisească, în loc să lupte împotriva celui păcat, s-au lăsat pradă diavolului și, bineînțeles, că au căzut de la credință. Nu așa, dragii mei, pentru că harul Domnului nu este de ajuns. Așa i a spus uh, uh, Domnul lui, uh, lui Apostol, Apostolul Pavel. Apostolul Pavel spune: Doamne, i am țepușul acesta din carne, de trei ori te-am rugat. Și Domnul i-a zis, harul meu îți este de ajuns, puterea mea îți este de ajuns. Deci puterea lui Dumnezeu pentru noi ne este de ajuns ca să biruim păcatul. Eu îmi doresc din toată inima mea să fiți mai mult decât biruitor prin Isus Hristos. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă dea putere asupra păcatului și să vă dea putere să înțelegeți că Domnul vă vrea binele și vă vrea biruitor glorificat să fie Domnul. Haideți să vă arăt așa pe scurt. Frate, frate Marian, vină puțin, te rog frumos, pe scenă. Poate mulți sunt pentru prima oară în biserica aceasta și au ascultat mesajul acesta și au, auzit despre frica de Domnul. Și ce înseamnă mai exact frica de Domnul? Haideți să vă arăt. Eu sunt Daniel Năstase, fiu de rege, fiu de Dumnezeu, copil de Dumnezeu prin Isus Hristos și fratele Marian în această seară îl reprezintă pe Domnul Isus Hristos. Haideți să vă arăt cum noi creștinii trebuie să procedăm și să avem frica de Domnul în viața noastră. Uitați, în momentul în care păcătuiești, în momentul în care greșești, nu te îndepărta de Domnul Isus, ci frica de Domnul te ține aproape de El. Doamne, am greșit, rămân la Tine. Când mă îndepărtez de Dumnezeu, atunci să vă întrebați dacă într-adevăr mi-am pierdut frica de Domnul. Frica de Domnul este acea frică să-mi fie frică să mă îndepărtez de Domnul Isus Hristos. Să intru în panică. Doamne, m-am îndepărtat de tine. Doamne, ce mă fac fără tine? Nu, Doamne, eu vreau să rămân lângă tine. Vreau să fiu Dumnezeule toată viața lângă tine. Așa cum a stat Maria, femeia păcătoasă, la picioarele Domnului Isus și a ascultat cuvintele Domnului Isus. Nu vă îndepărtați de Domnul. Rămâneți lângă Domnul Isus, țineți-vă strâns de El, din toată inima iubiți și temeți-vă de El și dați-i slavă. Amin. Glorificat să fie Domnul. Mulțumesc, frate Marian. Fi binecuvântat. De ce să urăsc păcatul? Mai putem să ne punem întrebarea. Pentru că păcatul meu și al dumneavoastră l-a răstinit pe Domnul Isus Hristos. El a murit pentru noi. El s-a jerfit pentru noi. El și-a dat viața și a fost biciuit, a fost umilit, a fost dezbrăcat. A fost bat jocorit, scuipat, părăsit de toți oamenii. Știți de ce? Pentru noi toți, că ne iubește. Ne vrea în cer glorificat să-i fie numele. Ne vrea lângă El. Doar trebuie să înțelegem ce mare preț a plătit Dumnezeu pentru noi. Dragii mei, Domnul ne iubește cu o iubire veșnică, dar cere și ascultare. Vedeți, frica de Domnul este legată de păzirea poruncilor. Dacă noi nu păzim poruncile lui Dumnezeu, nu avem frică de Domnul în inimă. Păi eclesiastul pe care. Uh, uh, Eclesiastul, verset, capitolul 12, versetul 11. Haideți să citim, să vedeți ce spune cuvântul Domnului. Care este datoria 12-13, cred că am greșit eu. Haideți să vedem. Da. Să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor. Temete de Dumnezeu și legat și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Creștin, ne-Creștin, teme temete de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Dacă nu păzești poruncile lui Dumnezeu, dacă nu de Dumnezeu, frica de Domnul nu este în inima ta. Frica de Domnul nu are cum să fie plăcerea ta. Dumnezeu să ne ajute să păzim poruncile Domnului. Dumnezeu să ne ajute să avem în inimă o frică și o teamă de a ne îndepărta de El. Despre asta este vorba. Și până la urmă, dacă mă îndepărtez de Dumnezeu, să știți că nu, nu, rămâne, nu rămânem singuri. Atunci vine diavolul și face prăpăd în viața și în casa noastră. Doamne, ai milă de noi. Înca, în Matei, știți, nu mai știu exact trimiterea, dar vreau să vă zic că în Matei, cred că capitolul 7, pare mi de la versetul 24, sunt acei oameni care merg înaintea lui Dumnezeu și zic, Doamne, n-am prorocit noi numele tău, n-am făcut noi minuni numele tău, n-am scos noi dracii numele tău. Și ce le răspunde Domnul? Plecați de la mine blestemaților, voi toți care lucrați fără de legea. Și asta și m-am gândit. Deci oamenii ăștia au făcut minuni. Oamenii ăștia au vindecat, în numele Domnului au eliberat, în numele Domnului au scos draci, au făcut lucrări minunate. Dar Domnul le spune plecați de la mine voi toți care lucrați fără de legea. Vreau să vă zic ceva și vreau să țineți minte. Niciodată, niciun om credincios care are în inimă frica de Domnul, care are în inimă frica de Domnul ca plăcerea lui, nu va cădea de la credință, nu va cădea în păcat, nu va cădea în fără de lege. Și eu nu cred că în Cuvântul lui Dumnezeu, deși am, am studiat o, o zi și jumătate toate versetele pe care le-am luat, vreau să vă spun că beneficiul fricii de Domnul. Sau, mai bine zis, beneficiile pe care le-am găsit în scriptură sunt nenumărate. Niciun om nu are cum să se îndepărteze de Dumnezeu, pentru că frica de Domnul te ține departe de păcat, glorificat să fie Domnul. Oh, aleluia! Dumnezeu să ne ajute să avem în inima acea teamă sfântă. Și cum e? Vă dau un exemplu. Cu toți aveți telefoane. Să presupunem că suntem acasă, da, și avem wifi, dar nu avem date. Da? Nu, nu, avem date. Și te îndepărtezi de Wi-Fi. Ați văzut că se mai duc două, trei punctulețe, nu mai rămâne nimic. Dar dau un exemplu, ești la țară și acolo nu-ți merge 4 g sau 5 g Și te îndepărtezi de Wi-Fi. Ați văzut că după aia, doam, nu mai am semnal, mă sună cineva, îmi scrie cineva și n-am cu cum să vorbesc. Cam așa trebuie să fim noi cu Dumnezeu. În momentul în care te îndepărtezi de El, să simți că palpitează ceva în tine. Mamă, frate, n-am mai citit din Scriptura. Doamne, nu m-am mai rugat. Doamne, n-am mai postit. Intru într-o teamă din aia. Doamne, mă îndepărtez de tine. Nu, nu vreau. Trebuie să revin înapoi. Trebuie să vin înapoi la unde? La dragostea din tâi. Dumnezeu să vă dea o înflăcărare și o inimă plină de dragoste să vă întoarceți înapoi la Isus Hristos. Aleluia, slăviți să fie numele Domnului. Nu putem face pact cu, cu păcatul. Trebuie sesizat când vine în viața noastră și mărturisit Domnului. Poți cere ajutor în rugăciune și fraților. Atunci când te confrunți cu o situație dificilă da, și ai căzut într-un păcat anume, cere ajutor. Ține minte un frate de aici, din script, din Era să zic din scriptură. Da, din scriptură. Dumnezeu să-l binecuvânteze. Discutam cu el și i-am spus la un moment dat, frate. Când treci într o situație dificilă și nu faci față, apelează la cineva să se roage pentru tine. Pentru că noi ne slujim unii pe alții. Nu, frate, eu mă duc direct la sursă. Adică, el se ducea direct la Dumnezeu. Da, e ok să te duci la Dumnezeu dacă învezi că tu nu mai faci față. De-aia Dumnezeu ne-a ne dat și nouă daruri. nu e așa? Ca eu să vă pot sluji pe dumneavoastră și dumneavoastră pe mine. Băiatul a înțeles și a făcut-o la fel și la, nu, nu zic, două, trei săptămâni, într-o zi a fost atât de rău încât Toată viața, lui. Bă, nu mi-a fost niciodată atât de rău. Mi-a dat mesaj, vă spun sincer și eu îi zic, vă spun spre slava lui Dumnezeu, mi-a dat mesaj, frate, roagă-te pentru mine că mă simt foarte rău. Știți ce am făcut și nu m-am pus pe genunchi. Doamne, numele tău, cel sfânt, mă rog să te atingi de fratele meu, chiar acum, într-un minut, nu mai avea nimic. Glorifica să fie Isus Hristos. Înțelegeți, dragii mei? Atunci când treci prin ceva, printr-o problemă, sună pe cineva, mă cine să sun eu din biserică, la cine să apelez. De aceea Dumnezeu ne-a dat daruri ca să ne slujim unii pe alții. Exact cum am zis mai devreme în, în îndemn. Unitate, vedeți? Unitate. Eu de ori de câte ori greșesc, ori de câte ori fac o chestie care nu e plăcută înaintea lui Dumnezeu. Îi spun soției, îi spun fratele lui Sorin, roagă-te pentru mine, fratele Florin la fel. Întotdeauna cer ajutorul. Pentru că da, de aceea Dumnezeu ne-a dat discernământ, ne-a dat înțelepciune să putem să înțelegem că slujirea aceasta sau mai bine zis, Voia lui Dumnezeu în viața noastră o putem împlini și cu ajutorul fraților. Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta. Apostolul Pavel, un om al lui Dumnezeu ales și folosit atât de mult și am avut o predică despre el, despre convertirea lui, spune la un moment dat că el se poartă astru cu trupul lui. Ca după ce a propovăduit Evanghelia altora, tocmai el să nu cadă, să nu fie lepădat. Cum adică, frate, Pavel, te porți astru? Da, pentru că trupul acesta, știți, noi avem un dușman în noi. Nu e de la diavol, este firea pământească. Tot timpul își cere dreptul. Spre exemplu, nu ai chef să citești din Biblie, nu ai chef să vii la biserică, nu ai chef să te rogi. Nu, nu ți arde și simți așa o luptă. Da, toată viața o să avem lupta aceasta. Dar în noi este Duhul lui Dumnezeu care ne dă putere să biruim firea pământească. Glorie lui Iisus Hristos pentru Duhul Său cel Sfânt. Glorie Domnului. Când frica de Domnul este plăcerea ta nu mai lucrezi fără de legea. Și Domnul în ziua aceea îți va zice, vin o rob bun și credincios. O, ce mare har să știi că Domnul te iubește. O, ce mare har să știi că Dumnezeu este cu tine și că El îți oferă tot ce ai nevoie. Vreau să vă mai zic, dragii mei, ce ne oferă frica de Domnul? Vedeți, ne cere să urâm păcatul, dar ne oferă și ceva. Și ce frica de Domnul este începutul înțelepciuni. Atât de mult m-am rugat pentru înțelepciune, încă de când m-am pocăit și am cerut Domnului Doamne, vreau acea înțelepciune care vine de la tine. Facem o distinție între înțelepciune și inteligență. Un om înțelept, da, într-adevăr, poate fi și inteligent sau nu neapărat. Dar un om înțelept este un om echilibrat. Și eu vreau să vă vorbesc despre înțelepciunea care vine de sus, acea înțelepciune de la Dumnezeu. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Toți cei ce o păzesc au o minte sănătoasă și slava lui ține în veci. Biblia spune clar că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Și ce înseamnă asta? Nu poți să ai înțelepciune dacă nu ai frică de Domnul. Ia abecedarul. Prima oară mergi la grădiniță, apoi la școala zero, așa mai nou. Școala zero, deși nu avem copii, cred că școala zero se începe mergem la școală, la generală, după aceea mergem la liceu, la facultate și apoi cine mai vrea master și doctorat. E, așa este și cu înțelepciunea. Nu o poți avea dacă nu te temi de Dumnezeu. Dacă nu-l cunoști pe Dumnezeu și nu cunoști atributele lui Dumnezeu, nu poți avea înțelepciune. Și mă rog pentru noi toți ca Dumnezeu să pună în inima noastră și acea înțelepciune care vine de sus. Aleluia. Dacă vrei să ai acces la înțelepciunea de sus, dacă vrei să ai înțelepciunea Domnului în viața ta, atunci există un singur canal prin care ea poate veni la tine, frica de Domnul. Și vreau să citim Iacov 3, capitolul 17. Și haideți să vedeți despre ce înțelepciune este vorba. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune. Fără părținire nefățarnică. Amin. Domnul Iisus Hristos ne spune Scriptura atunci când era la vârsta de 12 ani, mergea în templu și le punea întrebări preoților cele mai de seamă și tot Scriptura ne spune că el creștea în înțelepciune și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Și m-am întrebat, cum adică înaintea oamenilor? Care oameni? Înaintea oamenilor credincioși. Noi, indiferent ce înțelepciune vom avea, ce înțelepciune ne va da Dumnezeu, e foarte greu să fim plăcuți înaintea oamenilor din lume. Se mai întâmplă și lucrul acesta. Și mă rog pentru noi toți să creștem în înțelepciune. Chiar mă gândeam, ce anume ți-ai dorit tu, Dani, din Scriptură, atât de mult pentru care să te rogi, să faci minuni, să scoți demon. Da, Dumnezeu a lucrat și în sensul acesta. Am participat și la eliberări, unde am văzut puterea Domnului și am văzut cum oamenii au fost eliberați. Dar îmi doresc atât de mult să fiu un om echilibrat, un om înțelept, un om care nu intră în discuții aiurea, nu se ceartă. Un om care lasă de la el. Un om așa cum a fost domnul Isus atunci când era batjocorit, când era bătut, nu spunea nimic. Și îmi doresc această înțelepciune să fie în viața noastră a tuturor. Dumnezeu să ne dea o inimă înțeleaptă. Dumnezeu să ne ajute să iubim înțelepciunea Domnului. Glorie lui Isus. Dacă te vei teme de mine și te vei abate de la rău, o vei primi. Daniel era cunoscut ca cel mai înțelept om din vremea lui. Și împăratul Nebuc nebucandențar a spus lucrul acesta despre el. Daniel era un om înțelept. Și haideți să, să, să citesc un verset din Daniel, tot am spus despre el, are și numele meu și îmi doresc să fiu ca el, Doamne ajută. Și pentru dumneavoastră, cei care sunteți cu numele Daniel. Daniel 12, cu 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului. Și cei ce vor învăța pe mult să umble în neprihănire, vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Amin. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului. Oare cum va fi, Doamne? Îmi doresc atât de mult să fiu un om înțelept și da, cu ajutorul lui Dumnezeu să învăț și pe alții să umble în voia ta, în frica de tine, în neprihănire, în ascultarea de poruncile lui Dumnezeu. Nu știu, aveți în, în, mintea dumneavoastră gândul veșniciei? Eu tot timpul mă gândesc la veșnicie, vă spun sincer. Vedeți bine ce se întâmplă. Războaie, vești de războaie, pandemie, uh, ce mai, cu tremure. Și toate sunt în Scriptură. Tot ceea ce e scris în Cuvântul lui Dumnezeu se întâmplă. Îmi doresc ca inima noastră să fie legată de veșnicie. Nu de pământ. Tot ceea ce este pe pământ este trecător, să știți. Și încă iar revin. N-am cum să nu vă zic despre perioada în care eu am fost, perioada în care, prin care eu am trecut la începutul credinței mele. Mi-aduc aminte că Duhul Sfânt îmi punea în minte, gândește-te mai mult la lucrurile de sus decât la cele de pe pământ. Și nu, nu, nu am cum să uit atunci când eram în Mihai Minescu, soția mea și aduce aminte, m-am întors din Anglia și am venit în biserica Profides. Și stăteam tot în zona aia pe acolo, la Mihai Minescu, la Mihai Minescu, era biserica plină și cumva, la un moment dat, fratele Toni a început să vorbească despre mine și despre soția mea. Că fratele Daniel, e un exemplu pentru mine, a plecat în Anglia, a lăsat-o pe, pe, logodnica lui în România, au stat puțin la distanță și s-a întors, întors din nou în România și ne-a încurajat. Nu mai țin minte exact ce a zis, dar ne-a încurajat foarte tare. La un moment dat, când s-a oprit, a zis încurajări pentru ei. Știți cum se procedează la noi. Încurajări pentru ei. Și toată biserica a început să ne aplaude. Și m-am uitat la soția mea, la Cristina, și ea la mine. S-auzea foarte tare. Și vă spun, am auzit un ureche aceasta, că mi-a zis așa, nu-ți lega inima de pământ, ci gândește-te la veșnicie. Acolo trebuie să fie comora ta. O, Doamne! Ajută-mă să-mi leg inima de tine și de cer. Noi suntem trecători, să știți. Noi nu suntem de aici de jos, noi suntem de acolo de sus. Țara noastră este unde este Isus. Și El ne-a pregătit un loc, pentru că El a murit pentru noi, glorificat să fie Domnul. Știți, Solomon a avut înțelepciune, dar i-a lipsit frica de Domnul. Îmi aduc aminte de un om al lui Dumnezeu. Nu știu ce s-a întâmplat cu El. A fost un mare apologet. A scris foarte multe cărți. Mulți dintre dumneavoastră poate le știți. Este vorba de Ravi Zacharias. Acest om a fost un om foarte înțelept. Vorbea cu atei, le ținea piept ateilor. Era un, un om al lui Dumnezeu pe care Domnul l-a folosit și a pus în el o înțelepciune aparte. Numai că la sfârșitul vieții lui, am rămas șocat, s-au scris niște lucruri despre el care nu i-au făcut onoare. Și în mintea mea m-am gândit așa. Domnul îți dă înțelepciune, să zicem că tu te pocăiești, că ai frică de Dumnezeu în inima ta, la început, da? Domnul îți dă înțelepciune, tu crești în înțelepciune, ajungi la un nivel, spre exemplu, mă dau exemplu pe mine și apoi revin la care. -a. ajung la un nivel, predic la sute de mii de oameni. Și bineînțeles că Dumnezeu îmi dă înțelepciune, dar ce-am sesizat la acest om este că la sfârșitul vieții lui și-a pierdut frica de Domnul. Înțelegeți? Poți să ai înțelepciune, poți să zici, mamă, cum vorbește fratele, mamă, ce bine le zice, ce bine predică. Dar dacă nu are frică de Dumnezeu în inima lui, dacă nu are acea teamă de a păcătui în inima lui, degeaba are înțelepciune, nu-i folosește la nimic. Ceea ce îți folosește cu adevărat este frica de a te îndepărta de bunul Dumnezeu, frica de a te îndepărta de harul său, frica de a pierde cerul. Da! Eu am frică să nu pierd cerul, de aceea am lupt în fiecare zi să rămân lângă Dumnezeu. Da, nu mi-e frică de iad, ci mi-e frică să mă îndepărtez de Dumnezeu. asta e frica mea. Mulți, da, se pocăiesc că le-e frică de iad, e bine și așa. Numai să fii mântuit. Nu contează cum. Important este să rămâi în voia lui Dumnezeu. Da, există iad. Să știți, dragii mei. Și nu diavolul. Ne va chinui, îi va chinui pe cei care nu vor să asculte de Dumnezeu în iad și Dumnezeu va trimite oameni în iad. Știați asta? Știați că Dumnezeu a creat iadul? Dar nu l-a creat pentru oameni, l-a creat pentru diavol și pentru îngerii lui. Dar înșelătorul, acest mincinos, acest vrăjmaș, păcălește și astăzi și înșeală și astăzi oameni, Dumnezeu nu există, iadul nu există, diavolul nu există, deși fac ăștia parade și tot felul de spurcăciuni. Le-ați văzut? Asta este arma diavolului, să, spu, să ne spună și să transmită și să înșele oamenii prin această tactică. Nu există, mă, Dumnezeu. Nu e... Și dacă le spune, da, există Dumnezeu, dar tu poți să și păcătuiești, poți să trăiești cum vrei, că Dumnezeu te iartă, că e bun. Fals. Domnul Iisus a urât păcatul și noi trebuie să o facem. Domnul Iisus Hristos a fost răstinit din cauza păcatului și eu trebuie să-mi răstinesc păcatul în fiecare zi. Dumnezeu să ne ajute pe fiecare glorificat să fie domnul. Ce ne mai oferă frica de Domnul? Protecție în momentele grele, dificile. Și haideți să citim un verset. Salmul 34 cu versetul 7. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de el și îl scapă din primejdie. Amin. Nu știu câți dintre dumneavoastră vă aduceți aminte, în Biserica Profites, de fapt în tabăra Profites din anul 2019, unde am fost împreună cu câțiva frați de aici, mulți sunteți noi, probabil că nu știți ce s-a întâmplat acolo, acolo Dumnezeu a lucrat într-un mod supranatural în viața unei tinere, care în acest moment este în mijlocul nostru și slujește. Dumnezeu să o binecuvânteze pe Elena. Domnul să o binecuvânteze, este acolo la camera. Încurajări pentru ea. Și vreau să vă zic, dragii mei, că mi-aduc aminte cum Dumnezeu, în puterea sa cea mare, a făcut o lucrare măreață acolo. Această tânără a venit din Republica Moldova, în tabără, era chinuită de anumite duhuri, unele de frică, de vrăjitorie și așa mai departe. Dumnezeu a trimis-o clar în Biserica Profides, și a spus că trebuie să mergi acolo, ca frații să se roage pentru tine. Și în tabără din anul acela, din anul 2019, mi-aduc aminte ca ieri, nu pot să uit, a fost o exorcizare. Am am fost cel puțin 100 de persoane care ne rugam împotriva acestor duhuri. Nu a fost ușor, era prima exorcizare din biserica noastră. Și vreau să vă spun că ce am văzut acolo m-a marcat, cel puțin pentru pe mine. Deși înainte de a vedea acest lucru, am văzut cum Dumnezeu m-a umplut cu Duhul Sfânt, mi-a dat daruri. Imediat, în, să zic la 5 minute, după ce am primit anumite daruri din partea Domnului din partea Duhului Sfânt, am văzut această eliberare. Și vreau să vă spun că după ce această tânără a fost eliberată, un duc de frică a cuprins toată tabăra. Aveam un, un prieten, un frate, dormea cu, cu lanterna aprinsă. I-zic, ce faci, mă închide lumina? Lasă-mă, frate, că mi-e frică. Păi, de ce mă? Păi, tu n-ai văzut ce am văzut. Și vreau să vă zic că un gând m-a urmărit pe mine. Haideți să vă zic ce gând. Eu, în perioada respectivă. Eram în concediu în România, lucram în Anglia și trebuia să plec în Anglia. Și un gând mă chinuia și îmi zicea așa, hai că rămâi tu singur în Anglia, hai că vezi tu. Am plecat în Anglia, ce s-a întâmplat? Unde stăteam cu familia cu care stăteam, într-o casă, era lângă o pădure. Interesant, nu? Toată familia cu care eu stăteam în Anglia, au plecat ei în România și au rămas singur în casă. Și m-am dus la muncă într-o sâmbătă, și tot drumul, hai, că rămâi tu singur să vezi ce să fac. Era clar vocea diavolului. Am ajuns acasă, vă spun sincer, am intrat în, în casă, am aprins toate luminile, am aprins toate televizoarele, am dat drumul la muzică și vreau să vă spun că oriunde mergeam, simțeam că mă urmărește ceva, ba mai mult că mă duceam la baie, vedeam în oglindă țipetele. Da. Deci eram. Eram era încopleșit. Mi-era o frică, vă spun sincer, mi o frică și am zis, Doamne, Doamne, eu nu mai pot. Eu trebuie să stau două săptămâni și jumătate singur. Ce mă fac, Doamne, ajută-mă, ajută-mă Dumnezeule. Și vreau să vă spun că acest verset, în acea seară, s-a împlinit cu da și amin. Am zis, nu se poate. Eu nu am cum să trăiesc în frica asta două săptămâni și jumătate. M-am dus în camera mea, m-am băgat sub plapumă, am pus plapuma pe cap și am început să mă rog. Doamne Iisuse, vin-o Doamne și scapă-mă. Am nevoie de Tine pentru că eu nu pot să stau în frică asta. Te rog din... Tu știi că eu mă tem de Tine. Tu știi că eu Te iubesc și păzesc poruncile Tale. Vin-o Doamne. Vă spun glorificat să fie Iisus Hristos că a intrat pe ușă, a pus mâna pe mine și mi-a luat-o cu mâna glorificat să fie El. Și am simțit în acea seară, în acea seară, în anul 2019, am... mi s-a făcut pielea de găină, am simțit cu adevărat că trebuie să mă tem de Domnul de prezența lui, de sfințenia lui, de puterea lui și nu de diavol mustral al Dumnezeu. El poate să vină cu orice frică, dar când mă duc la Domnul meu și cer ajutorul, el vine. Vreau să vă spun că acest verset, Îngerul Domnului, prefigurează chiar pe Iisus Hristos în Vechiul Testament. De aceea, dragii mei, strigați la Iisus, indiferent cu ce frică vă confruntați. În numele Domnului Isus Hristos aveți autoritate. În numele Lui Isus Hristos porunciți diavolului să plece și El va pleca. Pentru că El trebuie să se supună. Chiar dacă mai face El fente. El trebuie în numele Domnului Isus, dar să rostiți cu autoritate și cu credință. Așa cum am făcut eu. Și am mulțumit Domnului pentru această seară. Vreau să vă spun că nu a durat mult rugăciunea. Nu am putut să stau mai mult de 10 minute în acea prezență copleșitoare. Era o prezență, tremuram tremuram și am înțeles, Doamne, cât de mare ești, ce tot puternic ești, ce minunat ești. Te iubesc, Iisuse, îți mulțumesc. Deci vă spun, nu mai aveam nicio problemă, nicio teamă. De aceea, dragii mei, nu vă temeți. De atâtea ori în cuvântul Domnului spune, nu te teme, nu te vă temeți, nu te teme. De ce ne temem? De ce anume să mă tem decât de Dumnezeul meu, care El este singurul care mă poate trimite în iad, dacă nu ascult de El? Și și ce e mai crunt Vă spun ceva, cel mai crunt și cel mai tragic moment va fi atunci când vom sta cu toții înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu și vom realiza că judecata Domnului este dreaptă. Cei care nu au vrut să-L primească pe, pe Isus Hristos ca Domn și Mântuitor, cei care L-au refuzat, își vor da seama și vor recunoaște că judecata lui Dumnezeu este dreaptă și că merită să se ducă în iad. Așa va fi, va fi crunt, de-aia spune Scriptura, că în iad va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Nu vreau să vă speri într-un mod greșit. Dacă aș reuși să vă speri într-un mod sfânt, să veniți la Hristos și să-i spuneți, Doamne, pune în inima mea această teamă sfântă față de Tine. O, slăvit să fie Domnul și binecuvântat să fie El. Glorie lui Iisus Hristos. Îmi aduc aminte și vreau să vă mai zic și pe asta și mulți știți, dar pentru cei care nu știți, dragii mei, vreau să vă zic și pe asta. Am mai zis-o, dar vreau să o repet care are legătură cu Îngerul Domnului, cu felul în care Dumnezeu s-a îndurat de mine și de soția mea și a coborât acolo să ne salveze. Avem momente în viață când trecem prin, 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 prin multe încercări, prin multe atacuri din partea diavolului. Într-o seară de, să zic, vară, înainte să ne căsătorim, ne-am dus la, la niște frați acasă și după ce am plecat de la ei, era 10 seara, între blocuri mergeam spre mașina noastră și au venit doi băieți, nu știu ce făceau, cred că erau un pic drogați, au venit spre noi cu o bâtă mare, au vrut cumva să, nu știu, căutau pe cineva să bată. Și s-au oprit în dreptul meu și al soției și au zis, voi sunteți mă că vă omorâm. Eu am rămas mască, ea la fel s-a dat într-o parte. Problema nu era băiatul ăsta cu bâtea, problema era prietenul lui care avea cuțit în mână. L-am văzut, avea dita mai baioneta, era mai mare decât microfonul ăsta. În momentul respectiv, ce ai fi făcut? Ce ai fi zis? Și mi-am adus aminte că Dumnezeu ne-a spus în cuvântul său că noi nu avem de lupta cu carnea și sângele și împotriva căpetinilor demonice. Vreau să vă zic ceva, în acea seară, înțelegeam, dacă eu mergeam să vestesc Evanghelia, dar eram prigonit pentru faptul că vestesc Evanghelia, așa cum spune Scriptura. De altfel, știm că toți cei ce trăiesc cu Evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Te duci și vestești Evanghelia? Da, frate, să iau omul de tine, du-te, mă, nebunule, du-te, mă, că medievalule, primitivule. Nu, n-am vestit Evanghelia, m-a atacat, ne-a atacat diavolul frontal. Și m-am uitat în ochii lui și am în numele lui Isus Hristos să spor, în ce să plece acum, de trei ori le-am zis și bineînțeles că au plecat, au început să plângă amândoi și noi am scăpat glorificat să fie Domnul. Vreau să vă zic ceva. Tremuram acolo și eu și soția mea și m-am dus acasă și ne-am pus pe genunchi. Și am zis, Doamne, te rog din toată inima, arată-mi ce s-a întâmplat acolo. Și vreau să vă spun ceva. În momentul când am rostit cu autoritate numele lui Isus Hristos să plece, am văzut cum un înger al Domnului a venit din cer cu o sabie ca un foc în mijlocul nostru și a tăiat dracia din oamenii Ia i tăiat, i spulberat. Am văzut cu ochii mei în vedenie. Întrebați-o că plângeam și tremuram. Doamne, ce s-a întâmplat acolo? Domnul mi-a zis așa, eu am intervenit pentru că tu te-ai încrezut în mine și am vrut să-ți arăt puterea mea. Când tu apelezi la ajutorul meu cu credință, cu autoritate, eu vin acolo și îți arăt că eu, Domnul, tăpărăsc în jurul tău pentru că tu ai ales să te temi de mine. Nu vrei să te temi de Domnul? Nu vrei ca în inima ta să fie frica de Dumnezeu? Da, iubesc darurile Duhului Sfânt. Da, iubesc să mă rog pentru oameni, să văd cum Dumnezeu prin Duhul Sfânt lucrează. Îmi place să merg să uh, vestesc Evanghelia, dar vreau ca plăcerea mea să fie frica de Dumnezeu. Plăcerea aceasta știu că niciodată nu mă va lăsa sau nu va permite sau nu va gădui să cadă la credință. Dumnezeu să ne ajute ca niciodată să nu cădem de la credință. Amin. Frica și ce am făcut? Am dat așa un search pe Google și vă rog să faceți asta acasă. Și am zis, hai mă, să vedem câte versete sunt despre frica de Domnul. Doamne, ce am găsit? Doamne, este incredibil. Acest cuvânt al Domnului este minunat, vă spun sincer. Și ce am descoperit, ce beneficii, ce binecuvântare e ca această frică de Domnul să fie în viața noastră. Haideți să vă citesc. Și am făcut așa un rezumat, n-am luat toate versetele. Frica de Domnul te îndepărtează de rău, am zis, da? Deci te face să urăști păcatul. 1. Îți dă înțelepciune și pricepere. Îți dă minte sănătoasă și trup sănătos. Sunt mulți care sunt bolnavi astăzi, nu mai au minte, nu mai gândesc. Și chiar acum o lună de zile am fost la cineva să mă rog pentru, pentru, această tânără care a fost în biserică, vreau să vă zic. Pocăită. Nu mai, nu mai gândea. Nu mai avea mintea sănătoasă. Frica de Domnul ține mintea sănătoasă, trupul sănătos. Frica de Domnul îți dă o inimă smerită. O, oh, Doamne, e greu cu zmerenia, nu e așa? E greu cu zmerenia. Doamne, ajută-mă să mă zmeresc ori de câte ori. Diavolul vrea să mă atace și am predicat și data trecută despre mândrie versus zmerenie. Să avem o inimă zmerită, să Da, frate, am greșit față de tine, recunosc. Exact cum a zis fratele adim, îmi cer iertare. Domnul să te binecuvânteze. Mergem mai departe. Frica de Domnul îți dă protecție, aleluia! Frica de Domnul îți dă, îți dă învățătură sănătoasă, vreau să vă spun ceva, indiferent ce planuri ar face diavolul împotriva dumneavoastră, să, să vină în viața dumneavoastră cu o erezie, cu ceva greșit din scriptură, frica de Domnul te ajută să nu-ți pierzi învățătura sănătoasă în cuvântul Domnului. Și o să ai o învățătură așa cum vrea Domnul după voia lui glorificat să fie el. Frica de Domnul îți dă fericire, ești fericit. Dacă mă întrebați în momentul de față, frate Daniel, ești fericit? Sunt cel mai fericit om. Dumnezeu m-a binecuvântat cu o soție frumoasă, credincioasă, ajutorul potrivit, la noi în casă e pace, și de ce? Că mă tem de Dumnezeu și vreau ca și dumneavoastră să vă temeți de El. Veți fi binecuvântați, dragii mei. Da, trecem prin perioade mai dificile, trecem prin greutăți, dar Domnul e cu noi, nu ne lasă. Mi-a zis așa păstorul, sau cred că era prezbiter, cel care m-a băgat în apă, m-a botezat, mi a zis așa, Domnul este păstorul tău, să nu uiți niciodată lucrul acesta. Și a zis, Doamne, niciodată nu voi uita. Niciodată nu voi uita că Tu ești de partea mea. Și chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbei morții, Tu ești cu mine. Și eu nu mă tem de niciun rău. Dacă Domnul e cu mine, cine poate să stea împotriva mea, glorificat să fie Dumnezeu? Domnul îți dă putere să împline... Nu, frica de Domnul îți dă putere să împlinești poruncile Domnului. Frica de Domnul îți dă adăpost în Domnul. Frica de Domnul te ferește de cursele morții. Frica de Domnul îți dă îndurare din partea Domnului. Frica de Domnul îți lungește zilele, deci trăiești și mai mult. Dumnezeu să ne dea zile lungi și credincioase, bineînțeles, Domnului. Frica de Domnul îți dă pace. Frica de Domnul îți dă credință și autoritate asupra dușmanului, care e diavolul. Frica de Domnul îți asigură. Veșnicia, glorificat să fie Isus Hristos. Era un om în scriptură pe nume Corneliu, el nu era creștin, dar omul acesta se temea de Dumnezeu. Se temea de Dumnezeu și Domnul în dragostea Lui cea mare i-a văzut inima și l-a trimis pe apostolul Petru și a intrat mântuirea în casa lui Corneliu. Ce mare este Dumnezeul nostru! El se îndură de noi și îi mulțumesc pentru felul minunat în care el a lucrat în viața noastră a tuturor. Faptul că dumneavoastră sunteți în casa lui Dumnezeu în această seară și că veniți, vă osteniți. Vreau să vă spun că sunteți foarte binecuvântați. Alții nu pot ajunge în biserica Domnului, alții nu pot și de fapt nu vor să vină în casa lui Dumnezeu, dar voi dragii mei sunteți binecuvântați. Dacă ați ales în această seară să veniți la biserică, în casa Domnului, eu cred că ați fost călăuzi de Duhul Sfânt, ați fost călăuzi să înțelegeți că aveți un suflet și că Hristos a murit pentru sufletul dumneavoastră. Pentru ce vreți să pieriți? De ce nu vă întoarceți la Cel ce a murit pentru voi? De ce nu luați pocăința în serios? De ce nu vreți să fiți binecuvântați? Nu mai ascultați șoaptele diavolului. Domnul Iisus Hristos să vă dea în inimă o credință neclintită, să vă pună în inimă o frică de a vă depărta de El. Mare este Dumnezeu. Nu știu Poate te confrunți cu vreo frică în această seară, dar vreau să, să mergem înaintea Domnului într-o rugăciune. Vreau să mă rog pentru dumneavoastră și să ne rugăm unii pentru alții așa cum am fost îndemnați. Vreau ca orice frică din inima noastră să dispară în această seară. Vreau ca să rămână doar frica de Dumnezeu și să plec din această încăpere, din acest locaș sfânt, să plec cu acea frică și acea teamă sfântă. Acea frică pe care Biblia mi-o promite ca și plăcere. Și o vreau în inima mea și îmi doresc ca această plăcere să fie frica de Dumnezeu. Și pentru mine, și pentru dumneavoastră. Timpul a trecut foarte repede și aș vrea, dragii mei, să ne ridicăm în picioare și să mergem în rugăciune. Nu știu cu ce vă confruntați, nu știu ce probleme aveți, Dumnezeu le știe, dar vreau să vă deschideți inima vreau să ne plecăm cu toții capetele și vreau să fac o rugăciune înaintea Domnului de eliberare. Dacă cineva are nevoie în acest moment să fie liberat de orice tip de frică demonică, de orice tip de frică care nu este după voia lui Dumnezeu, voi face și mă voi ruga cu toată inima și cu toată credința și cred că Dumnezeu are putere să vă elibereze. Haideți să ne rugăm împreună și ne plecăm capetele, îi lăsăm pe cei care care vor să fie eliberați de anumite frici, să ridice o mână și să se roage cu o credință, cum nu s-a mai rugat, și să ceară Domnului: Doamne, eliberează-mă! Doamne, vreau să simt puterea ta în această seară! Doamne, vreau să simt cum Duhul tău cel sfânt lucrează! Și eu vă voi conduce în această rugăciune. Doamne, Tată din ceruri, Dumnezeule sfânt mare și drept! Venim înaintea Ta cu umilință și zmerenie, Doamne, și vrem să-ți dăm toată cinstea, toată gloria, toată slava, Doamne. Tu ești Dumnezeul care l-a biruit pe diavol. Tu ești Dumnezeul care a creat cerurile și pământul, Doamne. Tu ești Dumnezeul care a înviat din morți. Tu ești Alfa și Omega. Tu ești începutul și sfârșitul. Tu ești de trei ori sfânt. Tu ai ochii ca para focului, Doamne, și nimeni nu-i ca tine în cer și pe pământ. O, Dumnezeule atotputernic, chemăm prezența Duhului Tău cel Sfânt, Doamne, în casa Ta. Te rog, Doamne, Duhule Sfinte, lucrează Tu, Doamne. Tu cunoști inimile noastre, Doamne. Tu cunoști problemele noastre și fricile cu care ne confruntăm, Dumnezeule. O, și braca Ta! cara de E samana O dule Sfinte, numele Tău cel Sfânt, Doamne, poruncim ca orice duc de frică să plece în numele Lui Isus Hristos, orice frică demonică care a acaparat pe oricine din această încăpere în numele Tău să cadă la pământ. E gracatara zabrote menechelera de dobralto. O, puterea Ta este aici, Dumnezeule. Îți mulțumesc, Duhule Sfinte, că Tu lucrezi. Îți mulțumesc, Duhul Sfinte, că Tu eliberezi, Doamne, și pui în inima noastră, Dumnezeule, acea teamă sfântă față de Tine, Doamne, să păzim poruncile Tale, să păzim, Dumnezeule, cuvântul Tău și niciodată să nu ne îndepărtăm de Tine, Doamne. Ajută-ne să urâm păcatul. Ajută-ne, Dumnezeule, să iubim neprihănirea. Ajută-ne să ne iubim unii pe alții, Dumnezeule. Și dragostea Ta, Doamne, să fie în inimile noastre. Da, Doamne, Tu ne-ai lăsat scris când dragoste în tine Dumnezeule, nu mai este frică, și eu vreau Doamne, împreună cu frații mei doamne, să rămânem ancorați în tine, să rămânem Dumnezeule. Eșa bracara de la galta, zeria brote mene costaria calte de chera dobreltia. adobreltia, și brote mene che calara da zamana olta. O, rămânem la picioarele crucitale tale, Iisuse. Rămânem, Dumnezeule, ancorați în cuvântul tău. Ne îmbrăcăm cu armura din Efeseni 6. Cu armura ta, Dumnezeule, avem mijlocul cinci cu adevărul. Îmbrăcați cu platoșa neprihănirii. Picioarele noastre sunt încălțate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora Dumnezeule! luăm coiful mântuirii sabia Duhului Dumnezeule Ebra Caradia Dobralto Henta Samana Goltia și ridicăm scutul credinței cu care vom stinge orice săgea tarzătoare a diavolului îți mulțumesc Doamne pentru lucrarea ta măreață, îți mulțumesc Iisus Hristos pentru învățătura ta și îți mulțumesc Doamne că tu în această seară ne-ai vorbit și ne-ai spus Dumnezeule ca niciodată Doamne să nu ne îndepărtăm de tine pentru că Tu ești singurul care ne iubești cu adevărat pentru că Tu e singurul Dumnezeule care ne-ai pregătit un loc în cer, în raiul etern, ca acolo unde ești Tu să fim și noi. Haleluia! Glorie ție, Iisuse! Te iubim! Amin!